Astăzi, 7 aprilie, s-a sărbătorit Ziua Mondială a Sănătății. Cu acest prilej, elevii Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia au organizat un flash mob dansez pentru sănătate, pentru a promova sănătatea prin educație, prin mișcare și prin comunicare. Scopul evenimentului a fost sporirea gradului de conștientizare și informare a populației despre hepatita A, scarlatina, tuberculoza și consecințele acestor boli. Scopul acțiunii de astăzi, pe lângă faptul că astăzi este Ziua Mondială a Sănătății, am vrut să transmitem câteva informații pur și simplu printr-un dans, căile de transmitere ale celor trei boli, hepatită, TBC, scarlatina, folosind culorile convenționale. Copiii au fost receptivi, ei oarecum au și informații teoretice, dar prin dans au înțeles mult mai bine care sunt modalitățile de transmitere ale acestor boli. Prin acțiuni de acest gen, copiii, adolescenții, voluntarii, cadrele didactice demonstrează că boli precum hepatita A, scarlatina, tuberculoza nu sunt chiar atât de periculoase. Am depus o muncă oarecum normală pentru cineva care și-a asumat lucrul acesta. În două repetiții au reușit să învețe tot dansul și sunt mândru de ei. Și de ce ați dansat? Am dansat pentru a ne împrieteni între ghilimele cu bolile acestea la care suntem predispuși, și anume scarlatina, tuberculoza și hepatita. Este vorba de proiectul Lanțul Mânuțelor Fericite. Coordonatorii au venit cu această idee și fiecare liceu care a participat a trebuit să facă dansul respectiv. De cât timp v-ați pregătit pentru acest flash mob? De câteva săptămâni. A fost greu? Nu, n-a fost așa de greu de învățat, pentru că trebuia să fie un dans ușor care să învețe toată lumea. Copiii susținuți de adulți recunosc că este important să respecte regulile de igienă, să aibă un comportament alimentar sănătos și să adopte o atitudine proactivă pentru ca aceste boli să-i atace tot mai puțin și să prezinte un risc minor pentru colectivitățile școlare. Acest proiect este un proiect județean, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Asociația Logopezilor din România, filiala Constanța. Proiectul se numește Lanțul Mânuțelor Fericite și astăzi am vrut să marcăm Ziua Mondială a Sănătății printr-un flash mob. A fost de fapt o repetiție generală, o să mai facem lucrul acesta și undeva în școală altfel. Sperăm noi cu mai mulți copii implicați. Astăzi am vrut să le arătăm ce ar trebui să facă și să încercăm să repetăm cu cât mai mulți elevi. Noi, în momentul în care realizăm dansul, le și explicăm care a fost sursa, de fapt, acelor mișcări, acelei coreografii. Ați văzut că a fost acolo vorba despre căi de transmitere, despre metode de combatere a bolii. Noi nu facem numai această activitate, realizăm cu copiii și activități la orele de dirigenție, unde ei desenează, fac la fel desene tematice. Încercăm să îi facem să conștientizeze importanța acestor boli prin alte metode, prin dans, prin desen, prin muzică. Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății, grădinițele, școlile și liceele constanțene au promovat sănătatea prin mișcare cu sprijinul voluntarilor Asociației Logopezilor din România, filiala Constanța. Ziua Mondială a Sănătății se marchează în fiecare an pe 7 aprilie, începând din 1950.